Echipa de campanie a lui Donald Trump lucrează temeinic la strategia de tranziție și nu mai este foarte mult timp până când vor fi anunțate primele decizii pe care le va lua noul președinte. Consilierii acestuia au început deja procesul de schițare a listei posibililor candidați pentru viitorul cabinet al Statelor Unite. Între timp au început să apară și primele nume vehiculate pentru noua administrație prezidențială dragă presă americană vorbește despre un acces pus, accent pus pe uh, numirea funcțiilor cheie în domenii precum economia, securitatea națională și diplomația. Într-o mișcare surprinzătoare, fostul președinte, Donald Trump, a anunțat formarea unei noi echipe la Casa Albă, pregătindu-se pentru al doilea mandat. Deși mulți dintre foștii săi colaboratori nu se vor întoarce, Trump își va aduce alături atât o mână de aliați loiali, cât și nume noi. Suzy Wiles, cunoscută pentru calmul său, a fost numită șefă de cabinet, devenind prima femeie în această funcție. Mark Pauleta este favorit pentru a deveni procuror general, în timp ce Tom Homan va conduce departamentul de securitate internă. Senatorul Marco Rubio este un nume important pentru funcția de secretar de stat, iar Mike Pompeo ar putea reveni ca secretar al apărării. Eli Stefanic este în cărți pentru a deveni ambasador la ONU, iar Robert Lighthizer este luat în considerare pentru secretarul trezoreriei. În plus, Elon Musk ar putea juca un rol semnificativ în administrație, având în vedere contribuțiile sale financiare și ideile inovatoare pentru eficientizarea guvernului. Această Echipa promite să aducă o viziune nouă și să continue agenda lui Trump, în timp ce se pregătește pentru provocările viitoare.